Experții norvegieni spun că o posibilă explicație a cazurilor de formare a cheagurilor sanguine la persoanele vaccinate cu AstraZeneca este un sistem imunitar puternic. Acest lucru ar fi condus la formarea unor anticorpi ce pot activa trombocitele celule implicate în coagularea sângelui și care pot preveni sângerările. Medicii au refuzat să precizeze câți pacienți au fost evaluați înainte de a avansa această ipoteză. Norvegia a administrat peste 121.000 de doze de vaccin AstraZeneca până când a decis suspendarea serului în urma unor cazuri de tromboze suspecte la fel cum au procedat și alte țări europene.